Treci, treci. Acum aproape 8 luni a venit pe lume o prințesică pe nume Anais. Părinții, nașii și bunicii, să te învețe ce e bine și ce e rău. Să-ți spun o vorbă bună și o poveste, așa cum în lume nu mai este. Suntem ursii ursitoare, meștere și ghicitoare. Noi ursim pentru oricine și ursim numai de bine. De departe noi venim pe Anais să ursim. Suntem ursii ursitoare, meștere la foie mare. De departe noi venim prungului să-i ursim. Suntem ursii ursitoare și din cartea magică vom alege pruncului căile destinului. Iar voi, cei ce ne priviți, bucuroși cu toți să fiți, pruncul acel botezat prin destin va fi înălțat. Fetelor, a ieșit perfectă, este exact cum ne-am imaginat. Da. Ați văzut ce răgălașă e? Abia aștept să-i ursim. Atunci ce mai așteptăm? Haideți să nu mai amânăm. Acum că ai venit pe lume, îți ursim numai de bine. Va fi o fată frumoasă, tare, tare, drăgăstoasă. Va fi a mamei mândrie și a tatei bucurie. Bucuria tinereții și sprijinul bătrâneții. Eu am nimic să te ursesc, viață lungă îți dăruiesc. Ani frumoși cu bucurii, cu noroc și bogății. Să te porți cu tot frumos, cu părinții, cu bunicii, cu toată familia aleasă, să fii tare drăgăstoasă. Eu îți urez de sănătate, de belșug, de bunătate, draga noastră, tu să fii cea mai mândră între copii. Binele să te ocrotească, răul să te ocolească. Ei, banul să nu te ocolească, să ai din el tot anul. Iar când va veni vremea să te așezi la casa ta, un prințișor să-ți găsești, unul mândru ca povești. Cu el tu fericită să fii, să aveți numai bucurii. Da, da, așa e, să aveți numai bucurii și o mulțime de copii. Să fiți alături mereu și la bine și la fel, ca să moară luminată viață lungă și bogată. Cam cât de mărișoară? Cam atât? Nu, nu, cam atât. Îți ursesc o frățioară. Frățioasă! Ei bine, poate ori fi vreo doi. Doi? Trei, da, poate trei. Ei, fetele, asta nu mai părințuși. Ei, dar stați, nu cumva? Nu cumva ce? Nu cumva am uitat ceva? Ce s-a uitat surat? Ei, fetele, de serviciu nu prea am ursit. Așa este, peste ea am fost ferit.
De atunci, chiar dacă ne-am gândit, noi la el tot ne-am gândit. Cel mai bine ar fi să fie un artist. Toată lumea să o știe. Nu. Este clar. Director, ea o să fie chiar la o companie. Da, fetelor dragi, plecați, director, ea o să fie. Ei, totuși, fetelor, indiferent de meserie, fericită, vânoasă, norocoasă, ea o să fie. Așa să fie. O și văd la trompilă luxoasă. Să-i punem și o mașină fițoasă. Ei, nu sună rău, dar parcă lipsește ceva. Ce ar zice voi, e un băiat cu bani. Și frumos și deștept. Unul lui și lung și drept. Care taxă? Și hai! Ia să vedem ce am. De familie, Ursit. De sănătate, Ursit. De carieră, Ursit. Dar în lume sunt și rele, tu să nu te temi de ele. Îți ursesc să vezi frumosul, să știi vieții sensul rostul, să-ți asculti în viață glasul, glasul să-ți facă pe pasul. Îți ursesc la tinerețe, respect pentru bătrânețe. Și îți ursesc la bătrânețe, tot atâta tinerețe. Eu îți ursesc să fii iubită. Iubirea e ceva ce lângă tine face să-ți fie bine. Viața ta pornește acum la un început de drum. Cum va fi destinul tău, știe bunul Dumnezeu. Noi am venit cu mulțirea, că așa ne e mirea. Te-o vedea și te-o primi. Bucuroase noi vom fi. Dacă tot ce ți-am ursit, tu ai dus la bun sfârșit. Și înainte să plecăm, vă rugăm frumos aplauze pentru cei mai frumoși părinți. Dar și pentru cei mai înțelepți nași. Vă rugăm frumos aplauze și pentru bunici și pentru moși. Și pentru cel mai frumos copil, Anais. Să urăm la cinstită adunare, la mulți ani cu sănătate, cu noroc și zbor în toate. Vă puteți apropia pentru poză.